Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem ce gândește persoana X, ce sentimente are față de voi și ce intenții are față de voi pe mai departe. Avem trei variante, varianta numărul 1 Ulcica Maro, varianta numărul 2 Ulcica Roșie și varianta numărul 3 Ulcica Neagră. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine, sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume Ulcica Maro. Să vedem gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Pentru varianta maro, gândurile persoanei față de voi. Gândurile persoanei față de voi. Să vedem sentimentele persoanei față de voi. Și intențiile acestei persoane față de voi. O să mut puțin cărțile ca să se vadă cât de cât toate. Hai vedem intențiile acestei persoane față de voi. Bun. Gândurile persoanei față de voi sunt în acest moment gânduri și pro și contra, în sens că are față de voi și are momente când are gânduri pozitive, are momente când are gânduri negative. Această persoană are impresia că voi sunteți de fapt persoana care l-a mințit sau a mințit-o, a trădat-o sau l-a trădat, ceva de genul. Dar, de fapt, situația stă cu totul și cu totul diferit. Însă, această persoană, în acest moment, nu vrea să vadă realitatea. Este o persoană care consideră că doar el sau ea are dreptate. Este o persoană care, până în acest moment, s-a ghidat mai mult în sensul că s-a ghidat după persoane de pe urma cărora are ceva de câștigat,
nu neapărat după sentimente, însă cumva acestei persoane i s-a întâmplat ceva, în sensul că și-a primit karma sau cumva destinul i s-a întors. În sensul că dacă până acum a rănit destul de multe persoane, acum a fost rănită la rândul său. E clar că lucrul ăsta nu-i place, nu-i convine, dar în același timp a trezit cumva această persoană la realitate, la ceea ce trebuie să facă pe mai departe. Cumva, ceea ce se întâmplă în viața acestei persoane de acum încolo este cumva o situație de karmă, de destin. Toate lucrurile îi se întorc în funcție de ceea ce a făcut. Dacă a făcut bine, îi se întoarce bine. Dacă a făcut foarte mult rău, îi se întoarce rău. Dacă a încercat să înșele pe cineva, va fi înșelat sau înșelată și așa mai departe. Este o perioadă în care nu se simte bine, nu se simte stabil pe propriile picioare, nu se simte stabil din niciun punct de vedere. Și își dă seama de absolut tot ceea ce se întâmplă și vrea cumva lucrurile să le îndrepte, însă în acest moment nu știe cum să facă acest lucru. În gândurile sale sunteți și voi, dar sunt și alte persoane cu care a mai avut de-a face și în acest moment stă destul de mult să se gândească în ce direcție să o apuce. Din câte văd aici, această persoană foarte, foarte curând va veni spre voi, vă va face un mesaj sau pur și simplu vă veți trezi cu această persoană la ușă, spunându-vă că de fapt și-a dat seama ce a greșit și își va recunoaște greșeala și că își va dori o uniune din nou cu voi, o împăcare cu voi. Ca și sentimente, această persoană a fost destul de nehotărâtă în privința sentimentelor, însă a început acum să își dea seama de fapt ce simte cu adevărat și își dorește să înceapă o nouă relație cu voi, să luați totul de la început, chiar dacă nu va fi ușor, dar are sentimente pentru voi și își dorește să vină din nou spre voi. Aș putea spune că această persoană cumva în 9 zile vă dă un mesaj sau vă transmite un mesaj prin cineva. Intențiile acestei persoane, dacă ar fi să faceți voi primul pas, va fi intenția de respingere, de refuz, dar e bine să mai lăsați această persoană un timp să-și pună gândurile în ordine și abia după să lăsați să vină această persoană spre voi, pentru că de venit va veni spre voi, va veni cu o situație mult mai concretă și mult mai stabilă. Deci, din câte văd aici, chiar dacă sunteți separați în acest moment de această persoană, această persoană se gândește destul de mult să revină la voi. Dacă nu sunteți separați, își dorește să facă un pas în plus. Dar cu toate că pe undeva gândește să faceți voi primul pas, dar dacă faceți voi primul pas, vă respinge imediat. De asta e mai bine să așteptați să-și pună toate gândurile în ordine și apoi să revină. Să vedem ce vrea să vă mai transmit această persoană. Vrea să vă mai transmită că și-a dat seama că știe că v-a dezamăgit. Așa, să vedem care va fi și următorul său pas. Te voi debloca. Deci dacă această persoană v-a blocat la apeluri, pe rețele de socializare, vă va debloca destul de curând.
Cam astea au fost informațiile pentru cei care ați ales prima variantă. Sper că au fost informații utile. Dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, puteți să lăsați un comentariu sau să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți abonați, dacă doriți, bineînțeles. Iar eu voi trece la varianta cu numărul 2. La varianta Ulcica Roșie. Să vedem și pentru cei de la Ulcica Roșie gândurile persoanei. Sentimentele persoanei. Și intențiile persoanei. În primul rând, aici, la varianta numărul 2, putem vorbi despre o persoană care posibil să fie de o altă naționalitate, religie sau să se afle în altă țară față de voi, sau o persoană care are o relație stabilă sau chiar căsătorie. Iar această persoană în acest moment trebuie să facă o alegere și nu știe ce alegere să facă. Are destul de multe nopți de nedormite în care stă și se gândește care este cea mai bună alegere, care este cea mai bună variantă pentru el sau pentru ea, dar în același timp știe că are de făcut o schimbare, pentru că nu poate să fie cu ambele picioare într-un singur papuc. Da? Trebuie să facă o alegere. Alegerea este pentru el sau pentru ea destul de grea. Uneori chiar din cauza gândurilor posibil să aibă destul de multe dureri de cap. Această persoană este posibil să lucreze într-un mediu în care își folosește foarte mult picioarele și, sau chiar spatele. Dar în acest moment nu munca este cea care îi dă bătăi de cap, ci faptul că trebuie să facă o alegere. Această persoană nu vrea să piardă pe nimeni, dar e clar că nici nu poate să țină, să umble la două capete. Și alegerea va trebui făcută foarte curând. Ca și sentimente, nu știe, tocmai ce vă spuneam, că nu știe ce să aleagă, pentru că sentimente are pentru ambele persoane și nu știe pentru, la cine ține mai mult și la cine ține mai puțin sau unde este mai mult implicat și unde nu, pentru că în acest moment nu-și dorește să renunțe la nimeni. La un moment dat va fi acel declic care această persoană va face alegerea, dar cumva această alegere va fi mai mult forțată, pentru, nu neapărat pentru că face el sau ea alegerea, ci pentru că una din cele două persoane va face alegerea pentru el sau pentru ea. Și atunci, bineînțeles că
va merge la cealaltă persoană pentru că nu are altă alternativă. Această persoană este posibil să fie o persoană care consumă alcool sau joacă jocuri de noroc, are anumite vicii, sau este genul de persoană care oferă o anumită dependență. Ca și intenții, această persoană trăiește momentul prezent și cam atât. Nu văd să gândească intențiile, ce va face pe mai departe sau cum va acționa față de voi, ci pur și simplu trăiește momentul. Să vedem ce se va întâmpla, să vedem ce va fi, dacă va fi, va fi, dacă nu va fi, nu va fi. Adică nu este o persoană care să se gândească la viitor, nu este o persoană care să-și facă planuri, nu este o persoană care să gândească dacă va răni sau nu va răni pe cineva. Atâta timp cât aceste persoane îi este bine, e ok. Nu are alte gânduri în acest moment. Să vedem și mesaje din partea persoanei. Mesajele din partea persoanei. Vă întreabă dacă iubiți această persoană, mă iubești. Și să vedem și următorul pas al acestei persoane. Te voi bloca. Această persoană, v-am spus, este destul de imatură. Nu știe poate că vă supără dacă vă blochează sau ceva de genul. Deci gândește lucrurile doar de moment. Când vrea vă blochează, când vrea vă deblochează și tot așa. Hotărârile în acest caz cred că mai mult voi sunteți cei sau cele care trebuie să le luați, nu această persoană. Cam astea au fost informațiile și pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3. Să vedem și pentru cei de la varianta cu numărul 3 gândurile persoanei în care voi vă gândiți. Sentimentele persoanei la care voi vă gândiți. Și intențiile persoanei la care voi vă gândiți. Ca și gânduri, această persoană se gândește să vină destul de repede spre voi. Voi aveți ceva vise sau chiar intuiții legate de această persoană. Această persoană are gânduri pozitive în acest moment față de voi, însă, ca și sentimente, pentru această persoană este mai importantă partea financiară decât sentimentele. Pune accent mai mult pe finanțe, pe călătorii, pe orice altceva, dar nu pe sentimente. Este o persoană destul de creativă, este o persoană care atunci când muncește și folosește destul de mult mâinile, dar în aceeași măsură și mintea, ca și intenții față de voi, va veni spre voi, dar pentru că își dorește un nou început cu voi, dar într-un ritm foarte, foarte încet,
mai mult stagnant, aș spune, decât deci merge cum merge racul. Face un pas înainte și doi înapoi. Cam așa face și această persoană. Din câte văd, voi sunteți persoane destul de independente. Sunteți persoane care știți ce vreți, sunteți persoane care vă doriți ca lucrurile să stea cu totul și cu totul diferit. Această persoană, când vede că voi puneți niște limite, mai vine așa cu un pas în plus, dar după care iarăși dă înapoi. Adică nu văd ca voi să puteți avea o continuitate foarte clară cu această persoană. Această persoană, în momentul în care, să spun așa, cineva oferă mai mult, vă părăsește și pleacă, pe urmă iar se întoarce și cam tot așa. Să vedem mesaje din partea acestei persoane. Deci, în principiu, nu este clar, nu este o persoană pe care să vă puteți baza. E prea mult. I-ați cerut ceva ce pentru el sau pentru ea este prea mult. Și următorul pas al acestei persoane, te voi debloca. Da? Deci vă va debloca pentru că are nevoie într-un fel sau altul de voi, pentru că probabil alături de voi a simțit un oarecare confort, a simțit o oarecare comoditate și își dorește să revină din nou la acel confort. Acum depinde de voi dacă mai primiți sau nu primiți această persoană în viața voastră. Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!